fiecare zi, fiecare minut în care un om vizionează pornografie este un minut adăugat la problemele pe care omul acela le va avea în căsătorie. Deoarece pornografia îți creează un anumit tipar prin care tu privești, o anumită perspectivă prin care tu privești ce înseamnă o relație intimă, fizică, sexuală. Din realitate se știe că pornografia promovează contact sexual dureros, contact sexual care nu este natural și specific a două ființe umane care se iubesc. Este ceva făcut să bombardeze agresiv stimulul sexual a unui om care privește actul respectiv. Un asemenea om care se căsătorește, fie că este fată sau băiat, ajunge să care în căsătorie bagajul ăsta, mentalitatea asta pornografică. Și evident ajunge să pretindă și să aștepte de la partenerul lui de căsătorie să facă ceea ce a văzut în pornografie, chiar dacă lucrurile respective nu sunt specifice persoanei cu care s-a căsătorit, chiar dacă lucrurile respective, cel mai probabil și aproape sigur, persoana respectivă nu vrea să le facă, nu știe să le facă, nu este normal să le facă. Și atunci se creează, bineînțeles, o tensiune care la un moment dat produce o explozie în relația respectivă. Persoana de la care se așteaptă aceste lucruri simte că ceva nu este în regulă, că e ceva anormal, fie cu ea, fie cu persoana cealaltă, iar cel care pretinde lucrul ăsta, bineînțeles, nu are satisfacție pentru că nu îi sunt îndeplinite obsesiile colectate din nopțile de vizionare a pornografiei.